Bun venit la ora locală. Discutăm astăzi despre alegerile locale din 2024. E un an important pentru toate comunitățile, nu numai pentru municipiul Sibiu și avem în premieră un invitat care candidează pentru primăria unei localități destul de cunoscută la nivel de județ și chiar și la nivel național. Este vorba de primăria comunei Brateiu, iar invitatul nostru de astăzi este domnul Constantin Bălan, candidat din partea Alianței Dreapta Unită. Bună ziua, domnul Bălan, și bine ați venit la ora locală. Bună ziua, domnul Popescu. Aș începe direct cu o întrebare care stă pe buzele tuturor, ca să zic așa, și v-aș întreba ce v-a determinat să vă înscrieți în cursa electorală pentru primăria de la Brateiu. Vedeți, dumneavoastră, eu sunt un om al faptelor, al lucrului bine făcut, pun mare preț pe cinste și onoare. Nu știu dacă ați observat, dar guvernele din ultimii ani nu au reușit să aducă o stare de bine în România. Aveți o comună, faceți parte dintr-o comună care are multe probleme. Fiecare comunitate are probleme, dar la Brateiu aveți și o situație specială pentru că sunt mulți locuitori de etnie romă și atunci clar că lucrurile poate că n-au mers în ultimii 30 de ani, să zic așa, așa cum ar fi trebuit și poate că cei care s-au perindat pe la primăria din Brateiu n-au reușit să rezolve probleme de acolo. Aș puncta un aspect foarte important și v-aș întreba cu ce vă diferențiați dumneavoastră de actuala conducere a primăriei. Din punctul meu de vedere, actuala administrație și-a dovedit limitele. Incapacitatea de a se adapta vremurilor moderne. Vreau să le arăt oamenilor că se poate și la noi, altfel. Mă gândesc că v-ați făcut și o listă de proiecte. Știți care sunt problemele din localitate. Dumneavoastră faceți parte din comunitate de atâta timp și am văzut că vă și implicați, și până acum în ceea ce înseamnă rezolvarea problemelor de la Brateiu. Dar aș vrea să punctăm un pic și să discutăm de proiectele dumneavoastră. Care sunt principalele proiecte pe care doriți să le faceți în comuna Brateiu? În primul rând, oamenii au nevoie de apă și canal. Este inacceptabil pentru că în anul 2024, o comună aflată la 3 km de cel mai mare oraș din nordul județului Sibiu, să nu dispună de o rețea proprie de apă și canal. Nu este rețea de apă și canalizare? Este un proiect început acum 8 ani sau 10 ani, abandonat. Și a fost abandonat. Abandonat, da. Pe lângă partea asta de apă și canalizare, o problemă care de fapt e destul de prezentă și în alte localități din România și e cumva dezamăgitor că în anul 2024 ne mai confruntăm cu astfel de lucruri. Am văzut pe lista celor 8 proiecte și alte proiecte interesante și foarte utile pentru Brateiu. Mă gândesc că este o problemă destul de mare și cu întabularea terenilor și caselor din moment ce în localitate sunt atâția locuitori și de etnie romă. Da, aveți dreptate, dar este o problemă care se poate rezolva. Ori la noi, ori nu se vrea, ori nu se poate. Este un motiv de campanie electorală, de șantaj, dacă vreți, până la urmă. Oamenii neavând acte pe case, atunci pot fi influențați mult mai ușor la vot. Cu toate că au acest drept, ei își construiesc prin munca lor, au terenurile lor cumpărate, dar întabularea stă pe loc de an și an de zile. În ceea ce privește drumurile, știu de mult timp am așa un deja vu cu drumurile din Brateiu. S-a mai schimbat situația sau? Da, dar foarte, foarte puțin. Cred că avem maxim un kilometru de drum asfaltat, restul doar drumuri de piatră, pământ. De trotuare și de șanțuri înseamnă că nu mai putem... Trotuare făcute, lucrări de slabă calitate... Deci nu există performanță în Bratei la capitolul infrastructură. Dar se pot atrage și fonduri europene pe partea asta. Are rost să vă mai întreb dacă la Bratei... Da, se știe. Fondurile europene sunt salvare pentru comunele cele mici. Trebuie să scrii proiecte, să atragi banii europeni. Doar că acolo, odată ce implementezi un proiect cu fonduri europene, sunt mult mai controlate, mai exigenți. Și atunci toți primarii se sperie de lucrurile acestea și
și mai e și vorba aia românească, nu prea poți să furi din fonduri europene. Apropo de treaba asta, așa ca o paranteză și mi-am adus aminte, actualul primar din Brateiu are și o problemă din punctul ăsta de vedere, are o condamnare într-un dosar cu fonduri de la Apia, dacă nu mă înșel, nu? Dar asta e un alt subiect. Aș vrea să vă întreb un pic ce ați face prima dată în satul Buzd și ce ați face apoi și în Brateiu. Cum v-am zis, primul lucru trebuie apa și canalizarea la oameni. Este o condiție de bază pentru anul 2024. Imaginați-vă o zi ploioasă. Trec în fiecare dimineață pe lângă școală. Copiii sunt nevoiți să șteargă păpucile intrare în școală pentru că profesorii nu acceptă cu papucii murdari la școală. Oricine vine au ei că trebuie să vină la școală prin noroi. Da, când ar putea să... Da. Deci proiectul acesta cu apă canal trebuie terminat de urgență, trebuie racordate casele la gaz și după aceea asfaltat, terminată infrastructura rutieră și atunci... Lucrurile se vor schimba. Deci, până la urmă, astea sunt niște lucruri normale. Gaz, apă curentă, canalizare în anul 2024. Vă dați seama, după 24 de ani în care un primar a ocupat o funcție, să nu ai apă, canal, un asfalt, un trotuar drept, cu ce mai vii în fața legătorului la ora actuală? De ce credeți că oamenii ar alege să facă schimbarea asta alături de dumneavoastră? Pentru că eu sunt un om hotărât. Vreau să trăim într-o lume mai bună, am puterea de muncă, vreau să lăsăm trecutul deoparte, să privim spre viitor și oamenii să strângă rândurile lângă mine și atunci schimbarea o să iasă. Pentru că trebuie făcut acum, dacă nu când, trebuie făcută cu ei, dacă nu cu cine, și trebuie să o facă ei. Sunteți hotărât să schimbați imaginea acum din ce văd? Da, da, da. Vedeți, în campania electorală se pun poze din alte comune, din Ciugud, din Daneș, frumos, flori. Ei, asta trebuie să devină și Brateiul pentru România, un model de urmat. Sunteți dezamăgit când vedeți că în alte localități lucrurile s-au mișcat și la Brateiu, nu? Să știți că nu sunt dezamăgit. Am toată stima pentru primarii respectivi. Eu iubesc când un om face o treabă bună și mă bucur pentru el mai degrabă decât să mă supăr că la noi nu s-a făcut. Dar de ce credeți că actuala conducere a comunei n-a mișcat lucrurile cam deloc în localitate? E vorba de, nu știu, de lipsă de viziune? E vorba de altceva? Știți, un defect n-are niciodată o singură cauză. Sunt toate la un loc. Echipa contează foarte mult care e în spatele primarului. Viziunea primarului. Aveți proiecte care se pretează pentru implementare la întreaga comună? Adică vă doriți să implementați proiecte în întreaga comună? Și dacă da, haideți să vedem care sunt acestea. Ați vorbit de apă și canalizare, ați vorbit de gaz în anul 2024. Dacă nu avem gaz, nu prea... nu prea reușim să fim în rândul lumii, dar ar mai fi și alte proiecte pe care vi le doriți să le implementați în toată comuna? Da, da, se pot face multe. Cineva zicea acum câteva zile că Brateiu a rămas cu 100 de ani în urma celorlalte comune din jur. Undeva așa este. Va trebui să construim aproape totul de la zero. Parc fotovoltaic pentru iluminat public, pentru școală, pentru grădiniță, pentru primărie, locuri de joacă la copii. Ați vorbit și de școli și am o curiozitate dacă la școala din Brateiu copiii primesc acea hrană sănătoasă, ca să zic așa. Da, programul masă caldă școli nu este. Comunele din jur au făcut, se bucură copiii, este hrană în valoare de 15 lei pe zi. La noi, după cum v-am zis, dacă vă puteți imagina, în 20 de ani nu există niciun coș de gunoi pe străzile din Buzd.
Deci nici măcar un coș de gunoi. Gunoaiele se aruncă pe stradă? Vă dați seama, un copil care nu vede niciun coș de gunoi pe stradă, da? Îl aruncă pe jos. Pentru că nu are altă opțiune. Când crește mare, ce se va întâmpla cu... Care educația primită? Ați vorbit de parc fotovoltaic. Asta înseamnă că vă doriți ca iluminatul public să fie acoperit din producerea de energie din acest parc fotovoltaic? Da. Deci noi trăim acum în vremuri moderne. Trebuie să ne adaptăm, să facem economie oriunde se poate. La iluminat, la combustibil, la... Sunt proiecte. Uniunea Europeană îți acordă bani pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor. Sunt bani europeni, sunt bani gratis care așteaptă să fie accesați de primărie. Apropo, la frate, mai rău să vă întreb dacă a fost făcut vreun proiect cu fonduri europene. Proiect, s-a renovat grădinița, căminul cultural, înlocuit iluminatul cu lămpi cu LED. Și un birou de informare turistică, care există doar pe hârtie. Turiști sunt la Brateu? Dacă nu aveți drumuri asfaltate și nu aveți, nu prea sunt. Turiști avem doar pentru zona Meșteșugarilor Căldărari. Da, acolo da. În rest... Și nici aceea nu cred că e pusă în valoare așa cum ar trebui, nu? Ar putea să fie o sursă de venituri pentru Brateiu, turismul, da? Meșteșugarii... Da, vă dați seama, sunt meșteșugarii scusiți, cunoscuți în toată țara. Ei nu au piața lor, să poată să vină lumea, să parcheze, să-și spună marfa, să vândă organizat, să ajungă cunoscuți în întreaga lume. Aveți în plan și amenajarea unui astfel de spațiu pentru ei? Mă gândesc că merită din momentul... Da, merită. Asta o să pună Comuna Brateiu pe harta României, pe harta Europei chiar, pentru că meșteșugul lor nu se mai practică. Neavând gaz, mă gândesc că toți oamenii își încălzesc locuințele pe lemne, nu? Dar aveți o... Este gaz, dar doar în unele zone ale comunei. Sunt, de exemplu, străzi întregi care nu beneficiază de gaz și atunci... Lemne din pădure, prețurile sunt mari, oamenii trebuie ajutați. Asta stau și mă gândesc că nivelul veniturilor nu este foarte ridicat și atunci înseamnă că majoritatea populației are nevoie și de niște lemne la preț bun, nu? Sau cred că există și un program de lemne de foc gratuite. Da, există. Trebuie ajutați oamenii pentru că viața e grea și lemnele sunt scumpe și dacă primăria nu ne ajută, atunci cine s-o facă? Care sunt proiectele pe care dumneavoastră v-ați gândit să le implementați și pentru copii? Copiii sunt viitorul țării, spune o vorbă veche din bătrân, ca să zic așa. Da, copiii trebuie ajutați. În special să îi ajutăm să un pic de fericire pe fața lor. Există locuri de joc pentru copii în comună? Doar unul singur și doar în satul Bratei. În Buzd niciun loc de joacă. Este departe de alte cartiere, tocmai de aceea trebuie pus câte un loc de joacă în fiecare cartier. Locuri de joacă moderne, sigure. Să-și trăiască și ei copilăria în condiții normale. Am văzut că aveți și în programul nostru prins unul dintre puncte se referă fix la educație și la viitorul copiilor. În România sunt foarte multe localități care accesează fonduri și pentru dezvoltare sustenabilă și chiar și din județul Sibiu. Aveți în plan așa ceva și pentru Brateiu? Da, avem un plan. Trebuie accesate fonduri, trebuie scrise proiecte, că dacă nu le scrie, nu vin așa, nici nu vin singure, nu-ți dă nimeni în gură, dar pentru asta trebuie muncă. Aveți o echipă de consilieri? Mă gândesc că v-ați făcut o echipă cu care vreți să atacați așa la propriu și Consiliul Local? Pentru că un primar fără susținere în Consiliul Local e greu să facă lucrurile să meargă. Da, avem oameni pricepuți, cunoscuți în comună și cu specializări în diferite domenii și cred că e o echipă foarte bună.
am văzut că aveți și tineri, ceea ce e mare lucru, mai ales în zona rurală, să reușiți să capacitați tinerii să vină să se implice în viața comunității. Da, tinerii cu viziunea lor alături de oamenii mai experimentați pot aduce progresul. Aș vrea să vă întreb din postura de locuitor al comunei Brateiu, să ne spuneți care e cea mai gravă problemă cu care se confruntă comunitatea de acolo din punctul nostru de vedere. Știu că sunt multe și e greu Da. Problema apei, în primul rând. Imaginați-vă că sunt oameni în fiecare seară care apă potabilă cu bidoane de la cele câteva fântâni cu apă din vecini. Gândiți-vă ce problemă e pentru mamele care au mulți copii, să spele, să nu ai apă să le dai. S-au renovat, sau fântâne din sat. Toate au menționat pe ele, apa nu este potabilă. Deci toate fântânile din sat au menționat pe ele. Nici o fântână nu are apă potabilă. Și atunci oamenii își nu, de la nu cred că poate să fie atât de greu să o dezinfectezi, să o aduci la parametri. Asta în condițiile în care poate că cel mai normal ar fi, cum am spus dumneavoastră, să avem o rețea de apă în toată localitatea. Apa este elementul esențial al vieții și al oamenilor, până la urmă. E de bază, e un minim care trebuie să-l oferi tu ca conducător al unei comune. Lipsește și curentul din anumite zone din localitate? Că am vorbit de apă, de gaz, dar mai sunt zone în care nu există curent? Curent nu există, doar că atâta că sunt probleme cu rețeaua tot timpul. Da, pică în toate zonele, când e puțin vânt sau ploaie, pică curentul. Vara. Aveți soluții și pentru această problemă? V-ați gândit la soluții de rezolvare a acestei probleme? Acum, primăria o să facă tot ce poate, dar lucrurile acestea țin de electrica, de... Bineînțeles, se pot convinge și ei să-și suplimenteze bugetul și să facem ordine. Am vorbit de locuri de joacă pentru copii, am vorbit de drumuri care nu sunt asfaltate, am vorbit de întabularea caselor. Brateiu pare în momentul ăsta o localitate care are nevoie de o schimbare. Dacă lucrurile astea nu s-au făcut în ultimii 20-30 de ani, să mă ierte Dumnezeu, o localitate care nu are apă și canalizare pentru toți locuitorii, o localitate care nu are, hai să zicem că întabularea caselor și locuințelor, mai putem trece și peste asta, deși nu e normal, nu are drumuri asfaltate și din ce am înțeles, am reținut bine, un kilometru de drum asfaltat în toată localitatea? Da, drumul din fața primăriei și încă o stradă. Locuri de joacă pentru copii nu aveți, lemnele de foc mă gândesc că lipsesc și ele. Și ele sunt scumpe, coșuri de gunoi, mizere la tot pasul, nu există o zonă specială, o rampă unde să aducă lumea deșeurile. Pe dealuri, pe drumuri, din jurul comunului este plin de deșeuri. Ați luat pulsul localității, mă gândesc că mergeți și vorbiți cu cetățenii, sunt mulțumiți, sunt nemulțumiți de... Mă gândesc că... Conform sondajului, 80% vor schimbare. 80%. 80% vor schimbare, dar pentru asta cei care vor schimbare ar trebui să facă un lucru foarte important în 9 iunie, să iasă la vot. Ies locuitorii din Brateiu la vot? Să iasă la vot, pentru că schimbarea începe cu ei, cu cei mulți. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce ar trebui să-l voteze locuitorii din Brateiu pe Constantin Bălan? După cum v-am zis, sunt un om al cuvântului, un om de pentru fapte, pentru lucruri făcute, cu cap, cu cum trebuie. Sunt hotărât, vreau să-i ajut pe oameni, vreau să le ascult problemele. Îmi place să le rezolv problemele și dacă primesc o mulțumesc sau doar un zâmbet, atunci ziua mea e mai fericită. Și lucrurile mari se fac cu multe fapte mici. Și e nevoie și de un suflu tânăr, nu? Da, trebuie, după cum v-am zis, o altă viziune, o grijă mai mare pentru oameni, pentru nevoile lor.
Sunteți un fiu al satului, ca să zic așa, nu? Nu, sunt stabilit de peste 20 de ani acolo și... Deja sunteți de-al... Am trei copii născuți în Brateiu, sunt... Am o afacere în domeniu acolo și... E și asta un aspect pentru care ați decis să vă înscrieți în cursa electorală, că mă gândesc că nici pentru mediul de afaceri nu e prietenos Brateiu din punctul ăsta de vedere. Din perspectiva asta, nu știu ce să vă zic, mediul de afaceri ți-l construiești singur, cu puterea ta. Dacă ești capabil să-l duci, înaintezi, dacă nu, te oprești. Da, dar ar fi altfel să vină un partener, un potențial partener de afaceri, să zic așa, în Brateiu și să vadă, uite, e apă și canalizare, uite, avem drumurile asfaltate, avem coșuri de gunoi, nu să... Vă dați seama că pentru apă, canal, gaz, dacă există într-o comună, atunci vin și oamenii să investească. Vă urez succes. Știu că lupta electorală e în doi, ca să zic așa, sunteți în plină campanie și mi-aș dori ca dacă oamenii vă acordă votul și încrederea, peste 4 ani de zile să venim să vedem în Brateiu ce a făcut primarul nou al Brateiului pentru cetățeni. Eu vă promit că schimbarea o să vină și o să fie bine. Vă mulțumesc. Mulțumim mult. Până data viitoare, numai bine, rămâneți ancorați în online și să fim sănătoși.